Mergem în altă țară! Suntem deja în Ungaria. Unde fai? Covrigi imens. Toți copiii adoră să sară. Așa ceva nu am mai văzut niciodată. Lumea circului. Wow! Frumos! Ce m-a speriat! Cel mai fricoșător lucru pe care l-am văzut în seara asta. Ziua ne începem cu o cafeluță. Cafeluța care trebuie să ajungă și la băieții care termină de construit clădirea saunelor. Iar o cafeluță merge foarte bine cu un croissant făcut de Teo, Mami, Mara, Bri și Ari. Arată bine. Iar aici sunt alte croissante pe care fetele le vor devora. Noi ne-am apucat de strâns prin bucătărie. Aseară era foarte târziu. De fapt, nu era așa de târziu, dar eram noi foarte obosite. Și bucătăria a rămas un mic dezastru. Iar acum o curățăm. Nu am loc să pun oala asta la spălat în mașină. Și nici tapa. Rămân o grămadă pe lângă. Și Ari vrea în brațe. Eu cred că ea vrea să filmeze, sau? Poți să iei aspiratorul, Mara, să aspir. E plin de ciocolată. Să nu se strice, că e uleios. Am înțeles. Să încerc pe deasupra măcar. Yes. Voi știți că avem sistem de aspirare centralizat. Totul noi îl ajunge într-un singur loc, în demisol, și de acolo se scoate afară. Mi-a venit rândul, l-au dat florile. Așa frumos au crescut acestea, pentru că sunt în zona în care au fost protejate de razele soarelui. Între timp am venit să schimbăm anvelopele de vară cu cele de iarnă. În interior este o uzură, iar cel din față are uzură pe exterior. Din păcate, anvelopele de vară rămân aici, sunt super tăiate. Riscăm să facem explozie cu ele, așa că nu le mai luăm. Va trebui să cumpărăm altele în primăvară. Cam așa ceva. Astăzi vreau să gătesc friptură de vită. Am aici carnea foarte bună cu sos roquefort pe care îl fac la aparat. Aici e brânza și piure de cartofi. Și Ari mă ajută. Nici nu a trecut Halloween-ul că deja vine Moș Crăciun. Ia priviți câte dulciuri sunt aici. E plin magazinul. Ce părere aveți? E inclusiv aici. Dacă văd fetele, mă pun să le cumpăr. Vouă cum vi se pare? Scrieți-mi în comentarii. Deja sunt produse pentru Crăciun la raft. Cartofii fierb. Sosul meu e aproape gata, dar l-am trimis pe tate să mai iasmă până lichidă. Nu am avut de ajuns. Și între timp s-a stricat mașina de spălat. Am încercat să o repar. Tate mi-a explicat telefon cum să fac, dar m-am rănit, priviți. Oh, nu. Asta e iar. Eu trebuie acum să condimentez friptura. Pârâie carne în tigaie. Wow! Piureul e gata. Am pus în ea ceapă verde și pătrunjel pentru un plus de savoare. Și friptura e gata. Și sosul roquefort e gata. Mami, ce faci? S-a stricat mașina de spălat și sunt nevoită să spăl la mână. Mâine plecăm în excursie. Și vreau neapărat să iau acest costum cu mine. Merge treaba, merge? Nu vreau detergent de spălare manuală, dar scos ăsta de mașină, n-am ce să fac. Mașina e stricată din nou, mașina de spălat. Asta e. Bine că avem haine. Și o să le avem și pe acestea. Le spăl repede. Și noroc că uscătorul merge și se pot zvânta în uscător. S-a făcut dimineață, e vacanță! E vacanță, iar noi plecăm! Ia uite cine e cea mai fericită! După nu știu câte zile de vacanță, ne-am gândit că totuși ar fi bine să mergem și noi cu copiii undeva. Cu atâtea șantiere n-am putut pleca mai repede, dar le lăsăm pe toate așa cum sunt și mergem în altă țară! Hai, Ari! Rămâneți aproape să vedeți unde mergem! Mergem pentru prima dată la Debrețin! Sau Debrețin! Cum e corect? Scrieți-ne în comentarii. Debrețin sau Debrețin? Suntem deja în Ungaria, cam la o oră de Oradea. E Debrețenul. Și ne vom petrece câteva zile, sperăm noi, relaxante. 2-3 zile, cât o să reușim. Pentru că va începe școala.
În Debrețeni e stadion de fotbal, poate mergem într-o zi la meci. Dacă o fi meci. Am ajuns la hotel. Abia aștept să-l vedeți și voi. Tudor! Salut, Tudor! Salut! S-a trezit Iariuca, e transpirată, repede, repede, ceva pe ea, mami? Ne arată în termometre că sunt 15 grade, mult mai fric decât la Oradea, dar... Nu se simt 15 grade, mie mi-e cald. La voi, câte grade sunt acum? Scrieți-ne în comentarii. Repede, repede! Noi suntem acum fix de Halloween, pe 31 octombrie. Iar acesta este hotelul. Divinus îl cheamă. Câți bani ai găsit? Nimic. Bine că n-am dat-o pe Ari cu capul pe jos. Cumva mi s-a dors glezna și am căzut. Puc. Era cu Ari în brațe. Iar ai căzut? Hai sus. Cât intrăm? Avem aici un cuvânt care scrie cifrele de ce te-a funcționat la un hotel existent. Ba, am mai fost. Am mai fost? Da. Și mai fost. Trotinete. Arată foarte bine recepția. Wow, chiar că e. Și miroase a piscină. Apă cu clor. A piscină. Da, ce bine miroase a apă cu clor. Există și un loc de joacă la recepția hotelului. Daddy! Hai, du-te. Avem un apartament, să vedem cum este el. Eu vreau să zic. Tu vrei, copii. Da. Sperăm să fie frumos. Să intrăm. Haideți, fetelor. Oh. Miroase a busuioc. Veche ceva. Miroase nu prea ne place, dar sperăm să fie bine. Hai să vedem ce înseamnă suită. Avem 3 camere, de fapt. Wow! Ce tare! Aici e o canapea extinsă deja, pregătită. Ariana, să-mi băgați deja putut. Eu cred că o să dorm aici pe canapea cu fetele, că ele nu vreau să doar la singure. Și un televizor. Avem multe camere. Și o privelește foarte faină, cu un tramvai care doar ce-a trecut. Paturi separate. Un pătuț pentru Ari. Ari, Ari, tu dormi aici cu fetele și mami se relaxează? Avem un bai, dar măcar una și bună. Mare, ia uitați aici. Plin de din astea pentru copii. Wow. Gelul de duș, săpunul pentru copii. O cabină de duș, fără cadă. Fără cadă nu cred. Dar cât de mare era, dar avem cădiciul. Wow. O grămadă de geluri de duș, de bebeluși, de asemenea și săpunelele sunt tot pentru copii. Foarte multe lucruri de baie, pentru că acest hotel are un specific aparte în zona de spa. Piscina! Și tu piscina! Da. Iar aceasta este camera matrimonială pentru mami, tati, iar vai, este cel mai comod. Chiar e foarte comod. Dacă mă vedeți că vorbesc înfundat pe nas, e pentru că sunt răcită. N-ai încă nu și sper că nu. A cui e camera asta? A mea și a ta dacă vrei. Eu mă duc în mașină. A, nu, mă gândeam că vrei să dormi acolo cu ele. Lasă, mă duc acasă, nu arată, e aproape. E aproape, da, puteți să mergem și acasă. Cum e așa? Și Arianei! Nu, las pe Aria acolo în pătuț. Am găsit aici pe pat un halat de baie de copii. Mi se pare foarte mic, haideți să vedem cât e de mare. Dacă e pentru Ari sau pentru Bri. Pentru Bri, ce? Nu, e pentru Ari. E mic, mic, mic de tot. Deci atât de multe chestii pentru copii. Sunt halate acolo, sunt și halate din coace. Cred că Bri nu are halat. Suntem încântați, ne place. S-am fost de hotel negri, nu am mai fost până acum. Sunt super bun de mers la spa pentru că noi ne-am luat păcuși de acasă. Noi ne-am făcut un bagaj super mic pentru că nu sunt mult. Dar priviți-i nici un pic. Ce pleiadă de prosoape, dar și pe calorifer. Și în camere. Wow. Se pot super ușor. Sunt atât de pufoase. Hai să vedem cât sunt de faine aceste halate. E halatul meu. Crezi? Sunt de adulți, s-ar putea să nu ai. Ăla e pentru Mara. Teodore e și Marei. Da, da. Asta cred că e al tău, care e destul de mititel. Hai să le vedem pe cele de adulți din baie. Și pentru mine? Uită! Da. Eu am ala! Ce moale e! Teo, sunt cam mari papuci pentru tine. Hai ca sus, nu acolo! E pentru tine! Tine? Tine? Da, tine. Chiar e pentru ea, numai că ne-au adus cu un halat în minus. Am putea cere, cred. Sigur se poate cere. Hai să vedem pe Ari! E mare! E bun! Ia, aici e glucuțe! Și sunt pregătiți de piscină! Poți să mă duc valiza acolo, am
costume. Eu zic să așteptăm masa. Nu, trebuie să vedem programul. La 6 începe masa până la 9:30, dar de la 4:30 este petrecere de Halloween, așa că fuga în oraș să ne luăm costume, pentru că n-am venit cu ele de acasă. Pistica, lune? Avem aici lista de prețuri. Nu m-am așteptat niciodată, n-am găsit ceaiul și cafeaua. Pentru asta suntem dezamăgiți. A little, puțin. Domnule sculptați! Unde? Acolo, da! Acolo sunt! Cred că le-au făcut acum! Special! Pentru că astăzi este Halloween-ul, este 31 octombrie. Așa că, haideți, de ce pierdem vremea în cameră? Eu știu că e frumos, dar să ne bucurăm de orașul acesta și de ceea ce ne oferă hotelul. Wow! Apă cu bule, Brina. Uite și apa cu bule. Contracost. Aceasta e de la robinet, de aia nu-i contracost. Safe. Hai, mergem? Mergem. Abia acum am ieșit să ne luăm bagajele. Suntem nehotărâți, nu știm dacă să mergem acum la grădina zoologică sau să rămânem în hotel și să se distreze fetele la zona de spa. Voi rămâneți aproape să vedeți ce se va întâmpla. Unde vrei să mergem? La magazin. Aha. Sau la piscină. Ți-a părit? Poți să poți? Da. Mergem la masă cu dovlecelul. Pe el nu trebuie să mă mai costumăm pentru că deja are Halloween. Cred că aici la hotel au petrecere de Halloween, dar încă nu știm sigur. Așa că avem nevoie de costume. Aici e petrecerea. Aici a putut să-l bagi și m-am băgat și eu. Hai, ușor, opa! Mergem să căutăm locul unde se ține petrecerea de Halloween. Vedem și noi unde e. Spre sala de conferință. Am aflat. E o domnișoară într-o cameră pentru petrecere de copii. Dar e o petrecere în care se joacă tot felul de jocuri. Nu putem numi petrecere de Halloween. E pentru voi. E o doamnă care vă distrează jos. Doamna? Atâta au ei. Noi suntem costumăm de Halloween. Fără costume. Am luat copilul și mergem la plimbare cu căruțul pe jos. Hai să vedem. Încerc să-i pun o coroniță pe cap. Ea nu prea stă cu ele, dar chiar proteja urechile. De fain sunt dovlecei. Ăsta are curnițe. Și ăsta. E doar de decor, dar sunt foarte amuzant. Gecile. Rio. Iar aceasta este partea pe care stăm noi. Aici avem vederea. Noi de când ne-am mutat la noua casă n-am mai fost nicăieri în vacanță. Pentru că am avut multe treburi. De adus toate lucrurile, de desfăcut toate lucrurile, ne-am apucat de saune, de piscine, grădină, cu muncitorii. Și așa mai departe. Am ajuns la grădina zoologică din Debrecen. Doar că am închis. Băști de Halloween, să te costumezi. Huggy Wuggy și imediat o să o așe pe Kissy Missy. Aceasta este a lui Tudor. Iar aceștia sunt banii lor. Eu mi-am agățat plovărul rău. M-a dus să întreb cât costă fiecare chestie. Am făcut rost de azi bandei lor, restul. Și de măști. Ce-ai primit are tu? Arată-mi. Arată-mi ce ți-am luat. Căluțul. Căluțul cu luminițe. I-a plăcut ei foarte mult. Uitați-vă la mine. Kissy. Wow, cât de tare asta. Ari! Ne pregătim de party! Wow. Eu nu mi-am luat de Halloween tot! Ne pregătim de petrecere! Halloween-ul e aici! În sfârșit, decor cu specific de Halloween. Halloween, da! Halloween! Dublești, Tafi! Decorațiuni de Halloween! E foarte frumos! Trebuie să luăm și noi din astea de frumoase. Da, da. Care se umplu așa de material. Dacă ar fi știut că există așa ceva la Debrecen, ne-a spus costumul de Halloween, machiaj de Halloween. Dar majoritatea oamenilor sunt așa, normal, fără niciun accesoriu. Și intrăm.
Pentru bebeluș cred că am plătit ceva 300 de forinți. Pentru Ariana, iar pentru noi toți, 6700 de forinți de fiecare, indiferent copil, adult. În total am plătit 53.900 de forinți. Și gata, am intrat. Popcorn nu vrem popcorn. Avem și o zonă de informații. Wow! Covrigii imensi, n-am văzut niciodată atât de mari covrigii. Dar la ce foame avem? Sunt buni. Tati, poți să-mi iau și un tătă și porumb? Da, da, hai. Și eu vreau. Eu vreau doar covrigi. Mâncăm amândoi. Adică, un tătă și porumb. Și mami vrea, sunt sigur. Și popcorn. Aici sunt pufuleți. Ăștia oare ce sunt? Mami, ce sunt astea? Pufarine de orez. Ah, da, 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 da. Porumb. Dacă vă iau floricele, eu vorbesc la masă. Eu voiam porumb. How much is the corn? How much? Îmi iau ceas. Gata! Ce vechi, mare de copii grece! Brețen. Aici e o zonă unde putem colora, desena, picta, să facem creație. Avem atelier de potcovit aici. Un ciocan și o nicovală fac toată treaba. Buline colorate pe care toți copiii adoră să sară. Ce joc de lumini! Hai, Bri, hai! Și Teo! Foarte interesante! Da, e fain rău! Huța, huța, colorat. Așa ceva nu am mai văzut niciodată. Așa colorat, wow! Iari! Câte drăguțe sunt! Nu sunt neapărat de Halloween, sunt doar de frumusețe, toate. Aici este reprezentată lumea circului. E un material foarte fain. Wow! Joc de lumini. Pe asfalt. Wow, câte culoare! Lumea circului și elefant. Un elefant roz și unul albastru. Tam tarararam tam taran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 
Fac ceva cu foc, că... Fierul! Confecționează ceva din fierul acela. Aici e casa groazei. Nu intrăm în casa groazei. E mai bine pentru noi. Am venit doar să vizităm, să vedem despre ce e vorba. Și mi se pare că e cam puțin. Poate mai vedem ceva totuși. Am plătit un bilet și n-am văzut absolut nimic. Sunt mare dovlecel. Mai bun. Și tu un dovlecel. Și Bri un dovlecel. Îl avem pe Pinocchio, pe balenă și pe Geppetto. Ar trebui să fie balenă, dar e pește pentru că are sulz. Wow! Joc de lumini! Cobor de frunze proiectate! Să vedem, poate tot și găsim o distracție pentru fete. Eu zic că astea sunt pentru Crăciun, de fapt. Voi ce ziceți? Ceți de comentarii? Dar arată bine, avem petulețe, de toate, de Crăciun. Deci noi suntem în ziua de Halloween. Ne dăm în omidă? Acolo nu! E periculos! Până la urmă am luat bilete ca să ne dăm un om de ea. Singura distracție pentru fete în seara asta. Dar noi nu voiam aici, voiam acolo. Prea vechi și prea... periculos. Dacă n-a lăsat-o pe Brie, am luat banii înapoi. Nu m-a lăsat, sunt prea ascundă. Și metierul vesel de la Debrecen. Oare chiar sunt oameni adevărați? Nu, Mara, este special făcut pentru seara asta. E făcut un cimitir special pentru Halloween. Și arcadele din șer cu luminișul. Arată super mega fain, frumos. Este reinterpretarea Doamnei cu coasa. E Domnul cu coasa. Predretele vrăjitoarelor. Iată-i și cu vrăjitoarea de oare mătura! O mumie!
și creație. Wow! Cum a reușit? Dar aici e o altă poveste colorată, cu balerine, o grămadă de povești. Hello! Aici e lumea jucăriilor, în principal de Crăciun. Și un sfărgător de luci, auzi eu că sunt de Crăciun. E delfin! Ah, e delfin! Aici sunt balene. Balene și steluțe, fulgi de nea. Iar așa am crezut că e o balenă, până când am văzut dinții, deoarece reveneam din partea cealaltă. E un rechin. Și avem un tigru frumos. Vă arătăm și animalele din grădina zoologică pe timp de noapte. Pentru ele e ceva ciudat, pentru animale, pentru că o singură dată pe an se poate vizita grădina zoologică la această oră. Am bănuit bine, crucile și probabil și acel cimitir, toate aparțin animalelor care au murit aici. Wow, ce frumos e făcut aici! Uite asta ce fain! Noi suntem intrați de mai bine de o oră și jumătate și ne uităm că afară, la o altă intrare, este o coadă super mare. Pentru o secundă am crezut că acest greier e 3D, dar de fapt e 2D. Și iar Pinocchio! Peste tot în parcul acesta este prezent Pinocchio! Așa ceva! E un hipopotam! Și doar cu capul în apă! S-a băgat de tot în apă! Vine spre noi! Hai, hai, hai! Ce m-a speriat! E aici! Cel mai fricoșător lucru pe care l-am văzut în seara asta! Cel mai fricoșător lucru a fost un hipopotam adevărat! Răzitoarele! Și din nou Pinocchio! Voi povestea o știți? Vulpoiul care l-a păcălit pe Pinocchio să-și îngroape banii, pentru că de acolo va crește un copac cu bani. Și de unde i-au furat banii și au fugit cu ei? O pajiște cu luminițe și niște urși panda! Trei urși panda simpli din flori. Aha! Insula albinoțelor mi se pare cea mai frumoasă. Atâtea culori și căsuțe și flori și copacul cu luminițe și albinoțe de toate. Foarte frumos. Și Pinocchio la teatru. Mi-a schimbat părerea. Aceasta mi se pare cea mai frumoasă. Uitați, e și Zâna, e și Pinocchio. Sunt și niște șoricei. Și Harry cu Bobo. Wow! Oare ce scenă din Pinocchio este reprodusă aici? Scrieți voi în comentarii dacă știți! Cu șoricei. Și e cu o pupniță verde. Și un cer din lalele. Licurici! O zonă întreagă doar cu licurici! Da! În pădure! Noi ieșim, iar coada rămâne. Sunt cozi imense! Imense! În sfârșit ajunge la hotel și cina e pregătită. Haideți repede înăuntru! Arată bine. Bine să plimbe așa de bine arată. Ari doarme. Ce e asta? Ciorbă de porc. Ramen. Și asta arată bine. Aici arată bine. Amuzbușuri sau cum se numesc? Cine e? Mami știe. Aici avem fructe. Iar Pris vrea să mănânce fructe seara. În special zmeură. Mi-a zis să iau zmeură. Această supă cu tofu este foarte dulce. Eu am un desert cu un sos de vanilie. Eu mi-am combinat o bucată de la felul principal cu sosul de vanilie, foarte bun. Cam acesta este desertul din seara aceasta, Rafaelu și crâmbiune. Acesta nu face, ia uitați! M-aș aștepta la creme brulee să fie o crustă de zahăr, dar nu e. De ocru sunt vasele cu vanilie Iveția. Am auzit de la Vic că sunt foarte dulci, așa că nu mi-am pus vasele cu vanilie. Nu. Felul 1 a pus ciorba, felul 2 au fost toți ce mi-a pus pentru frie, printre care și pasele cu sos și bruză. Nu pot la desert să mănânc tot pasele. Seamănă cu pasele cu lapte. Nu, ne plac foarte mult pasele cu lapte, cele făcute de mami, în principal. Dar și orezul cu lapte. Tot ce are lapte e bun. Și cu spusul, tot. Scrieți în comentarii vouă ce vă place cu lapte. Cereale, cușcuș, orez. Laptele cu cereale se mănâncă dimineața. Am mâncat desertul cu musul de Rafaelo și mi se pare că nu are gust deloc apropos. Acum să încerc această prăjitură. Tot nu e foarte pronunțat cu sul de ciocolată, dar e bună. Din 3 mandarine am umplut aproape tot bolul. Mai va acestea ajuns să fie pline. Sper să le mănânci. Le mănânc, că vă dau ce vouă dacă dorm. Am luat niște fructe, le iau în cameră, în care a fost delicioasă. Am făcut o grămadă de combinații și ne mergem la pizza.
Am venit de la piscină. Nu am apucat să luăm camera pentru că nu am crezut că se chide așa de vreme. Am zis că mergem noi trei la piscină și apoi așteptăm pe mami acolo cu camera. Și să vezi și să lucrezi, s-a închis piscina. La 9 seara, gata, s-a terminat. Am mers puțin prin apă, am stat o secundă în saună și am venit sus. Bine că nu m-am băgat cu capul, că nu m-am băgat cu puțin să pui puțin apă și mergem la distracție. Ariel la locul de joacă. Bine, Tudor și Teo. Abonează!